can name a couple ways, maybe this shit might go. Mă numesc Marina Elena Lisia, am 23 de ani. Locuiesc în Râmnicu Vâlcea, sunt născută în Râmnicu Vâlcea. Am terminat liceul și în prezent mă ocup cu make-up-ul. Alicia locuiește împreună cu mama ei, dar și cu sora ei mai mică. Cu mama mă înțeleg foarte bine, am o relație de prietenie, pot spune că e cea mai bună prietena mea. Cu tata nu prea vorbesc. El a fost întotdeauna foarte rece față de mine și de sora mea. Situația familială este una delicată, iar aceste lucruri i-au afectat-o pe Alicia. Nu pot spune că am avut o familie. Adică mi-e greu să vorbesc un pic despre asta. Ai mei sunt divorțați de când aveam eu 2 ani. Nu s-au înțeles niciodată. N-au avut niciodată o relație soț-soție, adică nu și-au vorbit niciodată frumos. Pentru binele familiei, mama ei a încercat o împăcare cu tatăl. Mama mea s-a gândit să se împace cu el pentru că a crezut că așa îmi va fi mie bine să am un tată. Dar, de fapt, m-am simțit vinovată în tot timpul ăsta că s-a împăcat atunci cu el. Nu mi-am dorit niciodată în sensul ăsta să am o mamă și un tată, adică tatăl meu să se comporte în halul ăsta cu ea. Însă viciile făceau imposibilă crearea noțiunii de familie. Tatăl meu avea probleme cu băutura, juca la jocuri de noroc. Avea momente când era foarte agresiv cu mama. O bătea de față cu mine chiar. Pot spune că a fost cea mai grea. Nu doresc niciunui copil să treacă prin ce am trecut eu. E groaznic. Nici noi nu-mi vin cuvintele. Eu eram doar un copil, nu aveam ce să fac în momentul ăla. Doar îi spuneam mamei mereu să-l lase, să plece. Un copil care vede numai certuri și scandaluri în casă și nu se poate bucura de fericirea, de familie, de... Nu știu, nu doresc asta nimănui. Nu am avut o copilărie normală cât am stat la el. Mi-era greu să comunic cu oricine. Eram foarte închisă mine, nu vorbeam foarte greu. Puteam să deschid gura, nu puteam să spun nicio poezie la școală pentru că îmi venea rău. Deși personal nu a fost agresată, ea a rămas marcată de violențele la care a fost supusă mama ei. Mi-era greu să-mi fac prieteni. Mi-era oarecum rușine cu ce aveam acasă. Dar înfruntarea trecutului rămâne o armă veritabilă. A ales să renunțe la facultate pentru a avea grijă de sora ei mai mică. A fost și timp pentru dragoste, pentru că asta îi lipsea cel mai mult Alisiei. Nu mi-a mai păsat de nimica. Simțeam că el îmi poate schimba viața. Îl simțeam că e acolo, că mi oferă ce ai mei nu mi-a oferit niciodată și nimeni, adică dragostea aia de care aveam eu nevoie în perioada aia și pot spune că de asta am făcut pasul atât de repede. Nu s-a gândit mult și Alicia s-a mutat în Marea Britanie, încurajată de inimă și dragostea pe care i-o purta iubitului. Primii 2 ani au fost, nu știu, cei mai frumoși ani din viața mea și ai lui, presupun, pentru că și el era la fel de îndrăgostit de mine. Aveam gânduri serioase, unul cu celălalt, voiam să ne căsătorim fix în anul acesta. Dar aerul britanic a adus multe despărțiri, dar și împăcări, până când cei doi și-au dat seama că sunt extrem de diferiți. Am pus capăt relației, am hotărât să spun punct. Pentru că nu ducea nicăieri această relație. Orice am fi făcut, de câte ori ne-am împăcat, niciodată n-a fost ok între noi doi. Relația s-a terminat acum aproximativ 2 luni. Dar Alicia este dispusă să-și găsească dragostea în casa mireasă. M-am gândit că această oportunitate mă va ajuta să cunosc un om, să am timp să vorbesc cu el și să-l cunosc și să mă cunoască exact așa cum sunt eu. Îmi doresc o relație stabilă, îmi doresc, de ce nu, o căsătorie. Ținând cont de problemele pe care le-am avut în familia mea, asta mă fac să-mi doresc o familie și să am un om iubitor și care să-mi ofere atenția de care nu am avut niciodată parte. Cu ce calități vine Alicia?
Sunt o persoană plină de viață, sunt foarte comunicativă, sociabilă, prietenoasă, super amabilă și nu suport să mă cer cu nimeni. Ofer foarte multă iubire și atenție bărbatului de lângă mine pentru că așa sunt eu și eman lucrul acesta. Dar are și câteva pretenții pentru viitorul iubit. Bărbatul de lângă mine trebuie să fie foarte plin de viață, să fie carismatic, amuzant, să mă respecte pe mine și contează foarte mult, în primul rând, nu pot să neg chestia asta, aspectul fizic, dar nu pun neapărat preț pe asta. Mi-aș dori să fie foarte iubitor și să îmi ofere foarte multă atenție. Putem să ne îndrăgostim și după o zi, dragoste la prima vedere, de exemplu. Nu poți să știi niciodată ce se poate întâmpla. Deci eu intru încrezătoare acolo și cu zâmbetul pe buze. Doamne, cum ar fi să, azi e joi, să vin eu mâine și să te găsesc îndrăgostită? Posibil, ar fi foarte tare, nu? Da. Fii atentă, Alicia, avem doi, trei băieți singuri. Iartă-mă, Adrian, dar nu sunteți un cuplu, deci... Da. Ok. Trei băieți singuri și restul sunt într-un cuplu, acum, na. Da. Presupun că te interesează băieții... Da, nu am spus că nu am treabă cu cei care sunt în cuplu. Nu, ar fi urât și eu dacă aș fi fost în locul fetelor să vină cineva să bage peste mine, e urât. Uh-huh. Da, deci nu, e ok, nu o să mă bag peste nimeni. Ai pe cineva în minte? Te-ai uitat, presupun, la emisiune? Da, Răzvan, vreau să-l cunosc pe Răzvan. Ai zis așa din prima? Da, pentru că, nu știu, mă atrage puțin, pot să spun că și aspect. Deocamdată nu-l cunosc. Normal, l-ai văzut doar la televizor. Da, nu-l cunosc. Nu știu comportamentul, nu știu cum gândește. Cine comentează acolo în casa fetelor? Larisa. Larisa. Da, ei, da, va fi interesant. Așa. Da? Okay. Ce îți place cum arată, nu? Da, mă atrage ca și bărbat, pot spune. Cicalina a comentat. Grijania. Ele se uită la discuția noastră, okay. Da. Ok, și Aron este în da, joc. Da, nu am spus nimic de restul. E și el un bărbat frumos și Adrian, dacă spus că e singur, și el e la fel, dar aș încerca să-l cunosc pe Răzvan deocamdată. Da, oricum, da. E destul de greu să cunoști trei băieți deodată. Da. Adică nu ai putea să te concentrezi pe niciunul, de fapt. Corect, bineînțeles dacă și el vrea să mă cunoască. Da, sigur. A zis sigur? Deci... Da, așa mai ce sigur de, așa el, de hotărât. Nu, dar să știi că el nu este genul acela de băiat extrovertit. Dacă vor fetele să spună ceva, să vină aici. Cine vrea să spună ceva? Cine tot are de comentat? Tot Alina? știți cum e? Larisa, auzi acum, măi, nu-mi spune că intri în joc acum, ai uitat italianul, auzi, spaniolul s-a dus, dă-l încolo de spaniol și așa n-a răspuns la telefon, da. Asta e frumusețea casei Mireasa, mai, știi cum e, ne amuzăm și noi. Da. Nu? Da. Da. Și Sabrina ce a spus? I-am zis să nu pățească ca mine, adică ce a... să nu pățească... precum Sabrina cu Perneș când a plăcut-o pe Iana. Da, ei, întotdeauna se întâmplă așa, când apare cineva, concurența. Da, o să fie foarte interesant. Dar dintre fete, îți place de cineva în mod anume, în sensul că, uite, stilul ei, ai putea să fii prietenă cu... O să încerc să le cunosc pe toate, nu pot să spun, nu pot să-mi dau cu părere acum. Îmi plac toate, toate par foarte de treabă, adică din ce m-am uitat eu, nu am nimic cu nimeni. Locuri în casa fetelor sunt în ambele dormitoare? Da. Ok. Bine, după pauză vin și fetele.